Astăzi, în acest episod, Vlăduț și tatăl său strict s-au luat la ceartă grav și au decis să lupte în două competiții. Cine credeți că a câștigat? Scrieți în comentarii. Vlăduț, te fac, Vlăduț! E bine, bine, easy, Vlăduț, stai bătut, ce fraier ești! Ha, ești așa de slab la jocuri! Așa de slab la jocuri. Asta a fost... Da. Mai tu și tu o rundă și așa de slab sunt eu la jocuri, nu? Mă bași tu o rundă și gata, nu? Vlăduț, ești 3 la 4, pentru mine! Păi, da, așa, și vezi, am la 3 runde, cum adică... Ce s-a la 4 la rând, fraiere, 4 la rând, așa mă, ești slab și nu mai văd, dar știi, bă, Vlăduț, tu nu ești bun la nimic în viață! La nimic în viață? Tată, cred că tu nu ești bun la nimic în viață, ești bun la, doar la jocuri, te joci pe calculator atât. În viață la ce ești bun, tată? Că eu ți-am construit casa aia acolo, eu am băgat bani în tine, eu te ajut cu bani, tată, eu știu să mă și jocuri în realitate, tată, nu doar pe calculator ca tine. Ce jocuri, mă, cu pianul ăla prost, ăla faci tine, de... De unde ai tu bani? Nu de la pianul meu prost, a? De unde ai tu bani? Ia zi. De unde ai bani în casa asta și în tot ce s-am făcut eu? De unde ai bani de mâncare? Ia, de la pianul ăla prost cumva? Nu? Nu de la ăla? Nu? Dar de la mine! De unde ai, mă, tu bani? Că te-ai făcut de râs la femeia aia, că știu că a venit o femeie la tine și te-ai făcut de râs la ea. Ai zis că banii sunt mașinile mele, dar de fapt mașinile erau ale tale. Nu știu de ce te faci așa, gen, ești, bă, ai probleme, mă, tatu. Tu te mă ziceam, ia zi, ce vrei, mă, ia zi, ce? Ce vrea, tatu? Ce mă pui? Tu te crești, mă, chiar, tu chiar așa te crești, mă, chiar, la jocuri, nu? Tată, nu prin violență, nu așa, tată. Lasă-te, duc eu într-un loc acum și să vezi, este un joc super tare în realitate, tată. Nu doar pe calculator, că te dai prea și mi-chiar te bă calculator, am văzut, da? Vrei? Hai, frate, hai! Hai, bate, mai! Tu chiar vrei să dăm parți în parți, tată? Hai, nu așa, mă! Gata, stop. Ia uite, tată, te credeai tu, șmecheră? Ia uite de unde te-am adus, știi ce ăsta, măcar ai auzit în viața ta așa ceva? Nu! Ce e asta? Cum, mă, că te-am adus odată aici, nu te-am adus? Ia nu te-am adus, hai! Tată, nu să joacă așa, omule, bă, dar ai probleme cu capul, mă, omule. Mă, tată, trebuie să dai de toate astea pe aici, nu să joacă cum ai jucat tu, hai să vedem, deși atent, ia să vedem cine pică aici, mă, ce-i ăsta? Perlă roșie, mă, dar termin, tu chiar, ok, bine, așa face, te crezi mechera, bine, dar n-ai voie pe partea mea, mă, dar nici nu ai voie pe partea mea, fraiere! Păi da, stai puțin, tu vii pe partea mea și după îmi zici mie că n-am eu voie pe partea ta, mai stai puțin, adică ce, tu crezi că la... America! Da, te crezi, bă, tată, bine, mă, vino așa în continuu, vino să dai mine așa, bravo, că o duci foarte bine, 100% să mă bați pe mine și 100% eu nu o să termin ăsta și nu o să ajung la final și după o să te bat la final lejer, nu? Ia uite, ia ce am eu, am prieten, ia stai, da, cum, doamne, iartă-mă, nu știu cum ai avut ăla, dar... Mamă, cred că deja am regret chestia că am... Uite, da, asta nu trebuie să mă pun la mintea unui om mai prost decât mine, adică, pa bune, ești prea prost, tata, și chiar nu trebuie să mă pun la mintea ta, mă, toaolo, acum sunt aici de desubt, tata, ajutor, mamă, mai ești aici nici mâine, trebuie să mor aici, da, uite că primesc... Dar nu știu ce primesc astea, sincer, tată, am o întrebare pentru ce? Tine. Ce? Nici eu! Tată, dar ia povestește-mi și mie, ce-ai făcut tu la întâlnire? Că am văzut că ai fost la o întâlnire cu o femeie, ce făceai tu? Stai puțin, tată, stai puțin să revin și eu la normal. Acum povestește-mi și mie, ce făceai tu la întâlnire cu femeia aia? Că am văzut că ai fost la o întâlnire, tată, ce faci, mă, acolo, arzi? Ardân! Bă, tata, nu ai voie să fute la mine, ești nesimțit! Hai, tată, zi, hai, zi! Da? Ia-mi-te-mă, da? Tată! Tata, spune, nu mai faci așa, spune. Da, cum ai avut voie și tu dă-o înapoi, înțeles? Mi-l dă înapoi! Bine, încearcă să le iei înapoi, așa. Mă, tata, hai, spune, hai, că te-am întrebat ceva. Spune-mi, ce ai făcut tu la întâlnire? Știu că ai fost la întâlnire cu o femeie. Ce ai făcut tu la întâlnire? Ia, spune-mi și mie. Ha, fraiere! Hai, tata, spune-i. Ți-e frică să spui cumva? Ți-e frică? De ce nu spui? Te-a refuzat? Te-a refuzat femeia? Nu m-a refuzat! Nu m-a refuzat! Dar ce s-a întâmplat, tata? Ia, explic, spune și tu, hai, spune! Femeia pe mine m-a iubit! Te-a iubit, da? Da, a plecat de acasă? Și crezi că nu te-am văzut? Nu, băiatul, așa! Si, crezi că nu te-am văzut? Nu
ce frate. Mamă, nu știu cine l-a pus pe mine. Nu știu cine l-a pus pe mine să vin la chestiile astea, dar în fine, hai că nu ai pula mintea ta, hai, tată, spune, de ce nu vrei să spui? Ce ai făcut tu la întâlnire? Ok. Hai, povestește cum s-a evitat această întâlnire. Ce s-a întâmplat? Tu ai căutat sau ea te-a căutat pe tine? Ea m-a căutat pe mine. Ea te-a căutat pe tine, mă, tată? Cum așa, mă, pe tine? Și ce a făcut? S-a îndoit de tine că a crezut că ești într-un fel și de fapt erai vai de capul tău? Adică cum ești tu, mă, normal? Eu nu sunt de capul tău. Bă, de capul tău, nu al meu. Altceva. Altceva? Ce-i tata? Ce spui tata acolo? Așa, du-te, pa! Ai, bă, dar nu ai vrut să faci așa, da, bună ziune! Da, te-ai luat cu mine, vorbește frumos, tata, ia, spune, am zis să vorbim, aveam ceva de discutat, tata, de ce tot eviți să discuți cu mine, ia spune! Nu, spune, de ce tot eviți să discuți cu mine, ia spune, hai! Eu nu-i, dar în viață, ce? Trebuie să înviți ceva, ce? În viață trebuie să înviți ceva, ce s-a întâmplat! Tata, spune și mie, de ce eviți? Ce să eviți, întreabă-mă! Păi te-am întrebat. Ce? Cum adică ce? Tată, spune multe detalii despre întâlnirea ta cu acea femeie. Hai. A fost frumoasă. A fost femeia vieții mele, m-a iubit, dar azi că sunt foarte frumos, a fost frumoasă. Eu ca tine, mă. Da, acum nu mai ești cu ea, ai dreptate. A zis, nu că mai ești acum. Mă, tata, dar știi că trebuie să iei toate alea de păruta ta ca să poți să treci mai departe, că altfel nu poți să le iei, să treci mai departe dacă nu le iei pe toate, nu? Păi da, bă, dar ce tu să întorci aici, mă, că eu n-am cum să trec prin partea asta, să mă obiei acolo, tată, nu știu, cred că ar trebui să mă ajungi tu pe mine aici, că eu chiar n-am nicio șansă să trec de partea aia, sunt foarte Bob, da, cred că hai că fii atent, tată, hai să trecem prin părțile astea, trebuie să... Ce fraier ești, vedeți? Tată, băi, dar noi să avem cum niciodată să trecem până la final dacă tot faci așa, nu gândești? E, pe fii antine, tu mergi să treci așa, să trec, rocerule, mori! Lasă că vin la tine, rocerule, lasă că vin la tine, tată, vezi, Dumnezeu cum le face Dumnezeu aici, cum le așează, bă, tată, bă, da, eu, tată, nu cred... Da, le face Dumnezeu, nu? Dumnezeu. Da, tata, hai, spui... Ce mă nervează, că îmi dau prea multe chestii, le vreau și o chestie bună, vreau 1000 valoare. Da, tată, bă, tată, am, vreau, pe bune, tată, nu știu, hai că dispărut ăștia, bum, perfect. Bă, l-am dispărut. Omule, mai e prostia, bravo, așa, bravo, stai, nu, da, hai să ne continuăm noi astea să le facem aici frumos, nu, da, hai, mă, tată, spune și mie, ce ai făcut la întâlnirea aia, povestește-mi, hai, că chiar sunt curios, tată, hai, spune, hai, dacă ce prost ești, acum trebuie să mă ridic înapoi. Dacă te crezi mic, tată, spune, hai, ce ai făcut la întâlnire, ia, spune, hai, spui, de ce nu spui? Vreau să vorbesc! Păi spune, că nu voi mai nimic! Păi fii întâlnit, a fost așa de frumos la întâlnire, m-a pupat, am pupat-o! Te-a pupat? Da! Da? Și după de ce a plecat așa și licea? Că nu știu ce, că plec acasă, dar de fapt ea a plecat că, bai, ce s-a întâmplat de fapt? Păi a fost frumos! Mă, tată, ce tu... A, ești prost, tată, mă, tată, dar ce tot spui acolo că nu te înțeleg, mamă, dar numai n-avem nicio șansă, tată, adică e cam greu cu ăștia acum, cu rinocerii ăștia, nu știu ce să facem noi în partea asta, dar hai mă, spune și mie ce aveai de spus, tată, de ce tu nu spui? Păi lasă-mă, păi să vorbim și nu arunca cu ăștia în mine! Păi nu arunc în tine, arunc să dispară de aici, tată, nu dau spre tine, că nu mă interesează ce se întâmplă cu tine. Hai, spune! Okay. Hai, spui! Abia a fost frumos, băi, a fost foarte frumos, a fost ca în vise! Ca în vise și ce s-a întâmplat? Hai, spune! Bă, bă, dar n-am voie să... Păi, lasă-mă, pace! Păi, n-am voie să ce ia? Să ce? N-am voie să stai în mine! N-am voie să dau în tine, a? N-am voie să dau în tine, a? Hai, că am căzut eu! Da, tată, nu mai, hai să terminăm, hai în față, mamă, cât de prost ești, mă, tată, bă, dar n-ai pic de neuroni în creier, n-ai nimic în capul ăla, tată, atât, zic, chiar n-ai nimic, ia, mă, dar dacă pică și mie ceva după aici, ar fi bun, hai că ne-a picat așa, măcar, și am nevoie de o sabie și cam ăla este tot ce trebuie să avem noi nevoie, no, repede, sabie, nu mi-a picat, bine, tată, ok, hai să duci, tată, dar știi că trebuie să-l dai pe al tău. Pe al tău trebuie să-l dai. Păi, asta meu. Păi, nu era al tău ăla. Da, Fortnite, Fortnox. Și ce înseamnă asta, tată? O să vezi fie întâlnă, mam. Și ce înseamnă asta, tată? Tată, ți-e frică de mine? Ți-e frică? A, bine. Bă, dar nici tu nu ai? Bă, nici unul nu are. A, ăla, tată. Mamă, 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 tată. Fraiere.
Pune-ți-ne mă la vară, mă, ce-i ceva? Acum mă, tata, băiatul ia! Ia, da. Ce vrei? Alerg în timp! Nu timp, tată, m-am pus aici, fii atent, asta este o hartă de vară, ia-ți așa bun că te-ai pus acolo la red. Și fii atent, acum nu mai ai șanse, tată, nu poți să mai arunci după mine, ne batem direct la final, ne vedem. Și fii atent, tată, ca să se termine astea cu bine, trebuie să iei fiecare în parte. Dacă nu iei pe fiecare în parte, nu o să ajungi la final, practic nu o să poți să ajungi la final. O să ai... Și tot ce n-am. Și întrebarea mea e cum aș putea să scap de acest guest dacă nu am absolut nimic și nu pot să dau după el, adică gen... Păi, da, tată, nu poți să dai, ți-am zis că nu poți, poți să dai, dar în mine parcă nu poți să dai, să nu mai știu că nu poți să dai în ceva, dar nu mai știu în ce nu poți să dai, dar, în fi, mamă, ne dragi, spui, aici, fii atent că sunt mai multe, e mult mai interesant ăsta, tată, ia, dă-i după mine, hai, dă-i. Vezi că nu poți dai? Păi asta e chestia, tată, că nu ai cum să dai, uite, dau eu după tine și nu te ating. Asta e chestia, mult mai bine că nu mă mai stresez acum, tată. Putem să terminăm și noi ăsta mai liniștiți. Și acum că suntem mai liniștiți, tată, aștept să-mi povestești ce ai făcut tu la date-ul acela cu acea femeie. Hai, spune, mai multe detalii, tată, dacă nu o să te fac de râs. Am fost cu ea și am făcut-o frumoasă, am fost Aquaman, a fost cavalerul lui. Te-ai fost cavalerul lui? Care? Bă, pe băia să-i fată. Ei, am fost cavalerul ei. Adică cavalerul. Ce cavaler? Adică ce-i fost? Nu știu. Ia, mort. Am omorât, tata. Gata, e zi și acum am totem. Tata, să știi. Tata, să știi că nu se întâmplă nimic. Adică să știi că eu nu uit ce aveam de vorbit. Așa că nu scăpa, schimba subiectul. Ce vrei, mă, tu, băi, buciulică? Mă, tata, hai spune, ce mi-ai făcut? Hai! Spune! A primit o sabie de netherite! Tată, spune! Dacă nu mai te ajunge la niciun final, hai! Spune! Păi, deși am te vezi, i-a fost cu ea și așa! Ce? Ce ai auzit? Ce am auzit? Că n-am auzit nimic, că te-ai oprit! A, păi, fie și-a fost foarte frumos, băi! Iar te oprești, tată! Hai, tată! Nu-ți mai bate jucă! A fost că și-a fost... Gente, a fost frumos! Am fost în casa aia care am făcut-o, doar eu singur am făcut-o! Da, doar tu ai făcut-o, casa aia eu am făcut-o, tata, așa, hai zi, ce s-a mai întâmplat pe acolo? Păi fii antenă, băi, i-am dat burgeri, am stat la mine în pat și ne-am uitat la fotbal. V-ați uitat la fotbal, o? Și de ce a plecat femeia aia? Ce-ai făcut tu? De ce a plecat femeia? Vezi că trebuie să te duci părut, tata, dacă nu te duci părut, tata, să știi că nu ai ce să mai faci, ca să știi. Păi hai, hai, continuă. Și acum nu mai știu. Și acum nu mai știu, exact. Ai dezamăgit-o, că ești vai de capul tău, tată. Nu e logic? Bă, nu, am dezamăgit-o. Da, de-aia nu mai știi nimic de ea, nu? Da. A, păi exact, ce spuneam? Nu, ea nu mai știe nimic de mine. Aha, da, e. Cum nu știe, mai dacă ea a venit la tine, dacă ea știa unde stai, tu nu știi nimic despre ea unde stă și așa. Ea nu știe nimic despre tine, a? Când tu nu... Da. Tu știi că doar ea poate să dea de tine, tu nu poți da ideea, că nu e la nici măcar număr de telefon, nu e făcut, nici măcar nu știi adresa ei, unde stă, sau ceva. Nici măcar ne-ai făcut la casă. O să luat telefon. La ce telefon, mă, dacă n-ai numărul? Ți-a dat numărul? Nu. Păi vezi, și atunci? De ce dai după mine dacă nu poți să mă lovești? Ai uitat? Nu, ce? Dau un gas dau. Da, dai în ghez. Bine, mersi, m-ajuns, tată. Să știi că am ajuns la final. Și să iei acolo, acum, mare bătaie ce o să-ți iei. Că nu vrei să spui tu foarte multe detalii. Și tată, să știi că te-ai făcut de râs. Atât am de spus. Eu am ajuns la final. Mai dau încă un de-asta. Papa, tată, nu știu ce ai tu de făcut. Dar eu zic că nu bă, deci ajung aici? A, dar trebuie să te aștepți și pe tine, tată. Hai mai repede. Bă, dar tu unde ești, mă? A, ești acolo, ok? Nu pot să ajung la tine. Bun, easy, bun și tu. Hai, tată, mai repede, că deja mă enervez, tată. Hai, că parcă te credeai tu prea și mechi la jocuri, mă, tată. Dar realitatea e, văd că nu prea ești bun tu așa la jocuri. Păi, nu te-am bătut acum. Păi, hai, tată, că ești fraier, tată. Hai, că nicio fată, dacă s-o uită acum în fată la tine, râde toată lumea de tine. De ce crezi că nu mai sunt femeie? De ce crezi că pleca femeia aia? Păi, hai, mai repede, hai la final, tată. Te credeai și mechi, te crezi mechi cu jocuri din jocuri pe calculator, dar realitatea nu te pricepi la nimic, tată, să faci. Nu jocuri. Tată, nu te mai bate, că ești la final. Ia astea, așa. Hai să vedem, tată. Așa, lupta finală. Ești șmecheră? Ești pregătit? Hai. Hai, tată. Hai, opa. Mamă, ce bun ești tu la astea. Ia să te văd. Opa, tată, opa. Bă, dar tu ai totem, de unde ai totem, bă? Nu-i corect. Fără totem. Poți cu mine, mă, vreodus, mă, hai să nu treacă pe altera, șmecher, bă. Uite, bă,
ce vrei, șac tu, fere, lasă-te joc, easy, golazu. Bine, tată. Tu de asta nu stai nici o cacică, fraiere, haha, papa. Da, cine vorbea, adică pe bune? Vă las să vedeți, chiar vă las să vedeți, dacă încă n-ați văzut, când tatăl stric practic, când eu m-am transformat într-o femeie și tatăl meu nu a știut să se comporte cu ea. Vă las să vedeți, Vlăduț s-a transformat în iubita tatălui strict 24 de ore, atât am de zis, bă. E jalnic și el să crede, adică nu știu ce încearcă el să demonstreze, dar mi-am pierdut toți neuronii cu el. Pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.